În comunitate. Let it be. Let it be. BFM. Salutare, dragi prieteni, salutare! Astăzi, la emisiunea În comunitate, o gazdă, Răzvan Ursuleanu, și trei invitați, aș spune, în trei forme diferite. Și trei surse, de asemenea, așa cum se cuvine în jurnalism. Prezent în studio, îl puteți și vedea pe invitatul nostru, dacă intrați pe site-ul bucureștefm.ro. Prezent Cookie Bărbuceanu, de la Fir Photon, un om despre care cu siguranță știți o mulțime de lucruri. Dacă ar fi să sintetizăm sinteza, am putea spune doar care o experiență bogată în salvat animale sălbatice mari, ținute captive și exploatate în circuri. Cookie, bine ai venit în emisiune! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, cu mare plăcere! Prin telefon va fi peste un anumit număr de minute domnul Tudor Timionescu, consilier de la Primăria Capitalei. Dânsul este autorul proiectului de hotărâre de Consiliu privind interzicerea animalelor sălbatice în circuri și pentru protecția animalelor în municipiul București. Și la un moment dat, pe, nu știu, undeva în ultimul sfert de oră din această emisiune, doamna Cristina Lapi va fi și dânsa prezentă, președintele Asociației Milioane de Prieteni și manager Sanctuarul Liberty pentru urși de la Zărnești. Și dânsa va vorbi despre starea fizică și psihică a urșilor sosiți acolo după ani de exploatare. Înainte de a veni în emisiune și de a-l cunoaște pe distinsul invitat, rememoram un documentar pe care l-am văzut, pe mine m-a marcat foarte tare, în urmă cu nu foarte multă vreme, despre elefantul Taik. În anii 80, un elefant, Taik, pe numele său, a omorât un dresor în timpul unui spectacol de circ. Aici un scandal monstru, asta se petrecea în Hawaii, un scandal monstru, firește, imediat comunitatea s-a împărțit în două, presa a intervenit, cum face de obicei, cu o mulțime de întrebări și, surprinzător pentru mine, cei mai mulți dintre oamenii întrebați, ați vrea să mai rămână animalele sălbatice la circ? Au răspuns că da, am vrea, pentru că ăsta mic al meu vrea să-l vadă pe delfinul Flipper și pe maimuțica Coco și cine mai e pe acolo. Și stăteam și mă gândeam, cred că întrebarea e adresată greșit, dacă ați vrea. Dacă mă întrebă, bați pe mine, ai vrea, Răzvan, să dai cu o roșie în capul vânzătoarei de la colț, de la un amic chioșc? Răspunsul meu e, da, aș vrea. E normal să se întâmple acest lucru? Nu. Nu este normal. Și cred că ăsta e unul dintre subiectele principale de discuție. Eu aș vrea să fie animal la circ. Și delfinul Flipper. E normal acest lucru? Nu, nu e normal. Dacă aș putea să intervin cumva din punct de vedere legal, aș scoate toate animalele din toate circurile din lume și din grădine zoologice și de la delfinariu și le-aș da drumul în habitatul lor natural. Cred că asta e una dintre temele discuției. Cookie, corect ce am zis până acum? Parțial corect, parțial eu nu corect. Aș vrea pentru că nu e normal. Da, se pot întâmpla evident accidente, s-au întâmplat foarte, foarte multe în decursul anilor pe acest mapamond și cine e vinovat, de fiecare dată vinovat este găsit animalul, care de obicei este omorât, împușcat. Omul niciodată. Omul niciodată, omul dacă este omorât, este omorât de animalul respectiv. Trebuie să înțeleagă toată lumea că animalele sălbatice din circuri se cheamă sălbatice pentru că sunt sălbatice, adică ele vin din sălbăticie, din natură. Nu neapărat că sunt capturate acolo, dar ca specie n-au fost niciodată domesticite. Lupul, de exemplu, din care se trage câinele și mai departe toți câinii și toate rasele pe care le avem în ziua de azi, da, el a fost domesticit și s-a transformat în câine. Auzeam un, cred că ceva, lucrător la circ, acum vreo câteva zile la un post de televiziune, care spunea că nu, tigrii de la circ nu sunt animale sălbatice. Aha, sunt ca pisicile. Da, în ideea că, vezi, doamne, sunt dresate, ceea ce e un fel de noaptea minții. Bun, orice animal sălbatic... Deci poate să mergi cu copilul pe tigru, sigur, nicio problemă, căruciorul pe lângă el. Probabil, în concepția respectivului personaj, da. La fel de bine ne spunea că i-au fost aduse ca argument că mai sunt aproape 4.000 de tigri în sălbăticie și peste 7.000 în captivitate și atunci ne-a spus că e clar că le e mai bine în captivitate.
Păi atunci hai să mergem să strângem toți tigrii din natură. Și dacă strângem băgăm... pe toți și restul, lei, toate da, să elefanți. Ducem toți până curțile noastre, până circuri, până așa, să fie la îndemâna omului. Bun, aberații din păcate există și vor exista peste tot. Acest animal sălbatic, indiferent din ce specie face parte el, indiferent cât de dresat și de îmblânzit ar fi, instinctele sălbatice îi rămân. Și nu poți să știi niciodată când se trezesc. Și la câini se întâmplă, dar aminte la animale la, chiar sălbatice. Mai ales la cele care sunt sălbatici, chiar dacă sunt ele născute în captivitate, chiar dacă au văzut omul în prima oră de viață, nu poți fi sigur niciodată de impredictibilitatea unui animal. Și e suficient odată să fie, bineînțeles, de mai multe ori. Odată că a doua oră, de obicei nu mai apuci să vezi ceva. Am deschis e prima oară, un site, se numește Bullfight Tickets, din Madrid, în Galicia. Se întâmplă, prima coridă e pe 26 martie 2017. Și dacă vreți să cumpărați, nu fac reclamă, sper că înțelegeți contextul în care vă prezint acest lucru, dacă vreți să cumpărați bilete, dacă vreți să vedeți cum îi dă cu, cum îi taie taului capul cu sabia din sectorul VIP, vă costă vreo 100, peste 100 de euro. Dacă vreți să stați mai în spate așa, să-l vedeți printre alții spectatori străpunți de săbii, puteți să participați și cu 9 euro. Ce nu înțeleg eu e un lucru, deci nu înțeleg deloc și o să te rog pe tine să-mi explici sau pe cineva. În mod evident, dacă ești în Spania, uite și o să rog chiar pe invitatul nostru, spunea mai devreme domnul Tudor Tim Ionescu, dânsul este consilier la Primăria Capitalei. În Spania, dacă eu mă duc în Spania, în Madrid, și stau în gară și dau un șut unui câine de față cu toată lumea, evident va veni poliția și o să mă înhațe, pentru că am chinuit un animal. Și eu nu înțeleg cum de o lege într-o țară, că nu e structurată Spania pe comitate sau pe state, cum e în America, unde fiecare stat are legile lui. Cum e posibil ca o lege să funcționeze perfect până la intrarea în arenă, iar dincolo de această poartă a arenei unde se desfășoară corida, practic să fie un spectacol în ghilimele, cu săbii, cu banderilias, cu tot felul de oameni care găsesc modalități artistice, tot în ghilimele, de a chinui un animal și de a-l omorâ într-un final. N-am să înțeleg niciodată cum e posibil ca într-un stat european o lege să fie aplicată doar pe zone. Ăsta e adevărul. Dacă ai acolo un fel de Vatican al fără de legii, așa e. Înseamnă că zona aceea nu face parte din Spania. Stimabile, bine ați venit în emisiune. Ziua, bună ziua. Corectă observația? Am prins o parte din observația dumneavoastră. Dacă am înțeles corect, faceți referire la spectacolul, dacă se poate numi așa, de coridă. Cu care, bineînțeles, sunt total împotrivă. Recunosc cu sinceritate că am fost un an la studii în Barcelona și cu durere am mers să văd cel puțin ce se întâmplă, să înțeleg și eu acest fenomen. Nu știu dacă ați fost vreodată la... Nu. Ei, înțelegem, deci nu accept, eu nu accept acest fenomen, dar îl înțeleg un pic mai bine odată ce mergeți acolo. Este o industrie, adică acei oameni sunt văzuți, toreadorii, adică sunt văzuți ca veritabile vedete. Vin în, cum vin mari artiști la concerte, vin în niște dubițe cu geamuri fumurii, oamenii de jur împrejur aleargă să îi întâmpine și să le dau un autograf. De jur împrejurul coridei se vând tot felul de poze cu toreadorii, de banderole, în fine. Am intrat și am văzut, mă rog, recunosc, am văzut până a intrat primul taur și în secunda doi am plecat. Ceea ce am observat iarăși nu este o disculpă față de întreaga coridă. Un taur, la un moment dat eram pe culoarele coridei, nu puteam să asist la așa ceva, bineînțeles, și am auzit huiduieli. Și, bineînțeles, intrigat, am intrat și am întrebat pe un prieten care era acolo, l-am întrebat ce se întâmplă. Ei bine, se pare că toreadorul, din lipsă de experiență... Nu l-a omorât dintr-o lovitură cu sabia. Exact, da. Și atunci animalul începuse să sufere. Adică, mă rog, e o întreagă procedură. Animalul este slăbit prin
împunsături. Banderilia sau acelea. Exact, exact, exact. După aia intră cavalerii, doi cavaleri cu sulițele și după aceea vine toreadorul care, și aici este de fapt toată arta, să îl omoare dintr-o singură lovitură. Da. Bine, nu reușise și atunci animalul se chinuia și au început să fie huiduit. Repet, nu este o disculpă. Nu știu de ce nu se poate, este o bănesc, este o tradiție. M-am gândit și eu la ce spuneți, la tradiție, dar în același timp poate că în Imperiul Persan era o tradiție în care să tai capetele la trei cai în piața publică. Totuși, în epoca modernă, poate ar trebui să ne despărțim de tradițiile astea. Să știți totuși că în Barcelona, că făceați referire la Barcelona, unde am stat un an, am asistat la nenumărate manifestații și proteste foarte vehemente împotriva acestui gen de spectacole, ca să spun așa. Dar ele nu intră, vă întreb lucrul ăsta, pentru că nu înțeleg în continuare, ele nu intră sub incidența legii statului spaniol, care cu siguranță protejează animalele? Că în oricare altă parte, dacă faci un rău unui animal, vin ăia și te saltă, cum e firesc. Toreadorul face răul taurului, da, și nu îi se întâmplă nimic, ba mai mult, nu mai mult, mai rău decât atât, este și aclamat pentru lovitura de grație pe care o dă el în final și toată lumea spune bine că l-a omorât pe taur fără să-l chinuie. Da, mă rog. Așa. Da, mă scuzați pentru zgomote, eu trebuie să vă spun că sunt acum, chiar acum, la grădina zoologică și mă uit la animalele care au fost aduse de la circ. De exemplu, mai înainte am văzut tigri, acum am uit la... e vacă? Îi spun vacă? Băcuță, așa. Băcuța zebu. Și de aceea auzit zgomotele acestea. Cum arată animale? Că tot ne-ați relatat de acolo. Și acum uit la o superbă zebră. Vreau să vă spun că tigri arată foarte bine. Chiar vorbeam cu colega mea că mi-a arătat o poză de cum erau la început, adică chiar în dimineața aceea, și cum sunt acum. Da, haide să nu știu să-mi da. Parcă sunt alte animale, adică, deși nu sunt, evident. Haideți să vă mai întreb un lucru în finalul discuției noastre. Nu, că putem să o continuăm, v-am zis doar ca amendament, că de asta auziți zgomotele astea, că sunt pe teren și verific chiar în timp ce discut cu dumneavoastră, de aceea nici n-am putut să vin în emisiunea dumneavoastră. Ne-a făcut relatare, așa se vorbește, o relatare de chiar. Am fost la Circul Globus, de acolo venim, animalele și acolo sunt în stare foarte bună, am făcut chiar tot în timp real un live pe filmat totul, fiecare animal, ca să nu există nici cea mai mică urmă de îndoială. Animalele sunt ok, discutăm acum instituțional între primăria municipiului București și una din cele mai mari fundații europene și internaționale de protecție animalelor, pentru a vedea cum putem să relocăm aceste animale în sanctuare și să-și trăiască restul vieții în cele mai bune condiții posibile, dar până când tehnic vom putea să le mutăm, pentru că o mutare, adică nu putem să mutăm ca pe un obiect, pe lângă acte, că vorbeați de legislație, transportul animalelor, până punem la punct toate aceste detalii tehnice și logistice, am vrut să mă asigur că și să ne asigurăm de fapt că ele stau în cele mai bune condiții, că și-au revenit după traumele la care au fost, da, și trauma, foarte corect spus, la care au fost supuse. Un lucru vă mai întreb legat de acest proiect de hotărâre de Consiliu. În momentul în care practic se face acest pas important, ar fi în mod firesc, ar trebui să fie urmat și de ceilalți pași la fel de importanți. Dacă nu mai ai animale la circ, n-ar mai trebui să ai nici delfini în delfinariu. Încă o dată spun, mie îmi plac foarte mult delfinii și îmi place să-i văd. Dar deși îmi place delfinul Flipper și l-am văzut când eram mic, eu le-aș da drumul în mare la loc. De asemenea, în grădina zoologică, noi discutăm despre despre un cadru gândit, da, cu mintea omenească. Circ, da, delfinariu, grădină zoologică, dar pentru animal e același lucru. E un spațiu în care el stă încarcerat. Ar trebui făcuți toți acești pași? Răspunsul nu este nu poate să fie unul simplu la o întrebare atât de, la o întrebare atât de amplă și de grea și în același timp de pertinentă din partea dumneavoastră.
Este o dezbatere și o gândire pe care trebuie să o avem. Proiectul de hotărâre pentru și pentru ascultătorii dumneavoastră. Este vorba de hotărârea de Consiliul General pe care am inițiat-o pentru a interzice folosirea animalelor în circuri pe raza municipiului București. Face parte din un alt proiect mult mai amplu pe care l-am inițiat, și anume strategia pentru protecția și bunăstarea animalelor, care conține mult mai multe elemente decât această interdicție, atât pentru animalele fără stăpân, cât și pentru posesorii de animale și relația cu persoanele care nu au animale. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, v-am spus că răspunsul nu poate să fie unul tranșant și simplu. Într-adevăr, condițiile în care stau aceste animale în grădinile zoologice sau în delfinare, cum am spus, trebuie să fie unele care să le asigure bunăstarea și condițiile de viață cât mai bune. Utilitatea lor și utilitatea existenței a acestui tip de facilități, mă refer la grădinile zoologice, este, în primul rând, cel puțin așa îl văd eu, unul educațional, în care noi ca oameni să putem vedea animalele cum sunt, cum interacționează, să le vedem de aproape. Dar nu cum evoluează în habitatul lor natural. Din păcate, dacă am intrat în habitatul lor natural, le-am deranjat habitatul. Și atunci cred că a studia și a observa, repet, în condiții care au în primul rând prioritatea bunăstarea animalelor, Are utilitate pentru a le respecta mai departe și a proteja viața. Acum, dacă am șterge totul de la zero și nu ar exista grădini zoologice și am avea o dezbatere să înființăm sau să nu înființăm astfel de... aici suntem la cămile, nu? Da, mă uit la cămilele aduse de la circul Globus și ele sunt foarte ok. Ați militat pentru nu, bănuiesc că asta era... Da, dacă am plecat de la zero, dacă am face o tabula rasă și am avea această dezbatere, ele ne existând deloc, aș spune da, să nu existe astfel de instituții. Ele existând deja, este greu să... Pentru că și grădinile zoologice, nu știu dacă în drumul dumneavoastră, în călătoria dumneavoastră la Barcelona, ți-a apucat să mergeți la grădina zoologică din Barcelona, să vedeți un concept de grădină zoologică fără garduri, spații ample, ca un parc în care te plimbi pe întins pe hectare, dacă nu zeci de hectare. Acesta este oarecum parcul natural la care m-aș gândi. Da, un fel de compromis, să spunem așa, dar mult mai bun decât să stea, cum am văzut în urmă cu niște ani, pantera neagră, să uitau copiii fascinați pe bună dreptate și pantera aia superbă, pantera la grădina zoologică din București stătea într-o cușcă de 3 pe 3. Da, nu. Păi și elefantul. Adică nu... Și elefant. Elefantul care a murit efectiv din stres, ca și cum pe dumneavoastră sau eu ne-am închide într-o cutie, debarat, exact, și stai în debarat. Dar țin minte, apropo de natura umană, ceva ce m-a oripilat. Cred că nu greșesc când spun că era un artist cu ghilimele de rigoare spaniol. Dacă greșesc, îmi cer scuze, pentru că nu vreau să ofensez pe nimeni, care acum câțiva ani a făcut o operă de artă, dacă puteți să o numiți așa, în care a pus un câine legat în spatele unei vitrine și l-a lăsat să moară de foame. Și toată expoziția era, oamenii veneau și vedeau degradarea acelui câine până când a murit. Păi nu e de vină nebunul, niciodată nebunul e de vină, e nebun. Sistemul e de vină că nu-l ia de acolo, așa cred eu. Nu numai sistemul. Aici îmi permit totuși să-mi fac și o mea culpa. O mea culpa ca ființă umană, o mea culpa ca cetățean, o mea culpa ca om care își dorește să vadă o schimbare. Schimbarea începe cu noi, prin noi.
Eu, de exemplu, la circ nu am fost niciodată. Eu, de exemplu, la grădina zoologică am venit acum pentru a doua oară doar și prima dată am venit să am o discuție aici să văd animalele. Cum sunt, în ce condiții sunt. Cred că e vorba de cerere și de ofertă. Dacă nu ar exista o cerere sau persoane care să vină și să viziteze, acum mă refer, de exemplu, la coride, că vorbeați despre coride. Atunci ar dispărea de la sine. Coridele acelea funcționează pentru că un bilet la o coridă este undeva între 40 și 60 de euro. 100 de euro, m-am uitat acum la primul spectacol din mai pe site-ul lor. Dacă vrei să vezi de aproape cum îi scoate ochii taului. Stimabile, mii de mulțumiri pentru intervenție, da. Și cu mare drag stăm de vorbă și altă dată, pentru că ăsta cu siguranță nu e un subiect doar pentru o zi. Da, desigur. Toate cele bune. La revedere. Cookie s-au pus bazele discuției, bine, nu s-au pus astăzi. Dincolo de ceea ce faci tu, faptul că e un lucru cu care tu te ocupi, cred că deși afectează foarte tare de câte ori întâlnești un astfel de caz. Dincolo de, să spunem așa, activitatea ta profesională, că știi ce ai de făcut, știi cum să intervii, știi care este mersul lucrurilor, dar te întâlnești cu animale care sunt și ele niște ființe. Evident, fiecare caz de genul acesta te afectează, cum te afectează și fiecare caz rezolvat, evident, în mod pozitiv. Aici probabil că există și o separare între noi, cei din lumea iubitorilor de animale, să spunem așa, pentru că unii rămân afectați, se încarcă și la un moment dat cedează, lucru care nu e de niciun folos animalelor. Iar ceilalți care, nu știu, sunt afectați și în secunda următoare își dau seama că această afecțiune nu face bine nimănui. Eu, de la bun început, de vreo 20 de ani de zile de când am început să realizez cam ce se întâmplă cu animalele în țara noastră. A fost un anumit moment, mai ții minte cum, ce s-a întâmplat la început, de ce ai plecat pe drumul ăsta? Da, știu exact ce s-a întâmplat în 94. Am intrat într-un fel, să spun așa, și în niște cartiere pe care înainte nu le frecventasem. Și anume, culmea, în cartierul Vitan, care era la vreo 5 minute de Piața Unirii. Și unde am constatat că sunt, nu știu, 10 de câini fără stăpân. Fiecare cocoloșit pe la o scară de bloc, adică nu era o problemă, lumea îi hrănea, toate bune, numai că evident a venit și iarna, noaptea când ieșeai pe stradă începeau să latre, să te alerge, nu aveam eu problema asta, că eu știam cum să-i abordez, dar sunt și oameni care le e frică, trebuie să fim realiști. Și în momentul ăla am spus, ce se întâmplă, adică stai puțin, eu până atunci cam trăisem în zona alealtă, până Dorobani, unde n-aveam situația asta. Și ce poți face pentru ei? Exact, și ce s-ar putea face ca să nu mai stea pe stradă? Și după aia, foarte curând, până 96, a apărut Fear Photon pentru prima oară în România, cu ideea, mă rog, soluția de sterilizarea lor. Ca cel puțin să nu se mai mulțească. Bun, și acum revenind la actualitate, din păcate n-am progresat cu absolut nimic în cei 20 de ani de atunci, pentru că în continuare noi credem că dacă îi omorâm, ei o să dispară de pe stradă. Lucru care e ca și cum ai veni acasă, ai vedea că ai casa plină de apă, că ai uitat un robinet deschis și în loc să închizi robinetul, te-a pus să strângi apă. Dai la pompe. Exact, și robinetul curge în continuare. Adică, eu cred că foarte multă lume a înțeles din decidenții patriei noastre, dar se fac că nu pricep, probabil. E foarte logic. Deci n-am cum să rezolv această problemă atâta timp cât atac în continuare efectele și nu cauza. Cauza pentru care câinii sunt pe străzi este că ei se înmulțesc, se nasc. Ce surpriză! Surpriză, da, iată fizica atomică.
hai să facem în așa fel încât să nu se mai nască. Și dacă nu se mai nasc, logic că n-au de unde să mai fie păstrăți, că nu ca nici din cer, nu sunt nici importați din Franța. Bun. Numai că legiuitorul s-a gândit, din niște motive total populiste, la presiunea presei în vremea aceea, 2000, anul de tristă amintire, 2013, luna septembrie, cu acel accident cu copilul respectiv, și au spus, gata, s-o omoră toți câinii. Să-i mitraliem. Da. Au început să umfle numărul de câini, că sunt nu știu când, pentru a avea un buget cât mai mare, bineînțeles, la primării. S-au început să-i omoare în fel și chip, nici măcar legea aia n-a fost respectată în niciun fel. Și ne trezim în ziua de azi, într-adevăr, în București nu mai sunt atât de mulți câini, pentru că s-au omorât până acum, sau cel puțin s-au capturat până acum, vreo 30.000 real și vreo 50 ceva de mii pe hârtie. Și diferența în ce groapă e? Diferența tocmai o descoperă Curtea de Conturi. Acum, deocamdată, vreo 8 milioane de lei dispăruți. Cercetările continuă. Bun. Cum, bineînțeles, ne și așteptam și cum am și declarat public de fiecare dată că asta se va întâmpla, că s-a mai întâmplat. Bun. Numai că în jurul Bucureștiului, în orașele din țară, pe drumurile pe care mergem, noi vedem în continuare câini. E plin de câini. Accidente cu mașini, câini morți și așa mai departe. Știi ce mă gândesc, Cuchi, și așa, o să rogă mult pe ascultătorii noștri București FM să înțeleagă cum fac ei de obicei, de altfel să înțeleagă exact ce vreau să spun. E o singură asemănare dintr-un punct de vedere, dar cumva seamănă. Ce s-a întâmplat acum cu animalele de la circ e un fel de colectiv al animalelor. Și din nou, exact, așa cum se întâmplă de fiecare dată când vine în jurul nostru sau pe lângă noi trece razant o tragedie, există o inerție a nervilor în care toată lumea sare de pe canapea, iese pe afară, mai scrie pe Facebook, se mai ceartă, discuții până târziu la un grătar, timp de vreo săptămână poate. După care, ușor, ușor, se duc valurile și da, se din nou marea e liniștită, calmă, până în așteptarea următoarei catastrofe, la cine o veni? La oameni, la animale, ca să mai avem un subiect de știri. Ce s-a întâmplat? Bineînțeles că este cumplit și din toate punctele de vedere, inclusiv vizual cu acele animale. Dar era în mod firesc astfel de lucruri, la un moment dat se întâmplă. Când nu te îngrijești, îți cade casa pe tine dacă tot stai și mai scos câte o cărămidă de la temelie. Adică nu e o chestie imprevizibilă, nu ține nici de ghinion. Este un lucru absolut firesc ce la un moment dat se întâmplă. Și uite că s-a întâmplat. Pe care, de asta se zice că ești om, ființa superioară și ești dotat cu inteligență față de celelalte animale. Se zice. Asta se zice. Trebuie să-l prevezi, pentru că altfel, probabil că de asta s-a și inventat acel proverb, unde nu-i cap, vai de picioare. Eu, de exemplu, în cazul de față, am luat legătura cu domnul fost director al circului în urmă cu vreun an și câteva luni. Întâmplarea face să avem niște prieteni comuni. Deci a fost foarte ușor în momentul în care am auzit că e director la circ, chiar m-am bucurat, nu-i cunoșteam dinainte, l-am sunat și am vorbit și am spus, hai, știam de atunci că vrea să mai scape, să zic așa, de animale. Și evident ne-am oferit serviciile, rugându-l să facă o listă, ce animale are, ca să știm ce plan facem. Da, și s-a terminat orice discuție. Următoarea discuție a fost în ziua nenorocirii, joi, pe 12 ianuarie. Deci, dacă chiar se dorea, am înțeles că la un moment dat, în urmă cu vreun an, a fost o cerere de la circ către primărie pentru a li se permite înstrăinarea animalelor, dar Consiliul General a fost împotrivă la presiunile unui alt fost director. Nu știu. Asta trebuie, dacă cineva vrea, chiar e interesat să facă o anchetă, va afla toate aceste lucruri. Dar aici e problema cea mai mare în România, cum foarte bine spuneați. Trebuie să se întâmple o nenorocire ca să se miște ceva, după care se desumflă absolut totul.
Da, asta probabil că e și mai rău decât atât, că mă uitam exact la lege. Până la urmă, unde e lege? În teorie nu-i tocmeală. Se mișcă ceva în sensul în care nu că se gândește cineva, hai să facem o lege, că a intervenit un lucru despre, la care nu ne așteptam. Legile există. Există. Eu mă uit acum, așa, recunosc, mă uit prima oară, de fapt aprofundez. Spune așa, legea din România privind protecția animalelor republicată în 2014. Da. Lege mai lungă, evident, dar uite ce spune aici. Articolul 2, la dispoziții generale. Prin deținător de animale se înțelege proprietarul, ca să definim foarte clar cine e proprietarul animalului respectiv. Se înțelege proprietarul persoana care deține cu orice titlu valabil, precum și orice persoană fizică sau juridică, în îngrijirea căreia se află animalul. Bun, deci practic niciodată nu putem să dăm vina pe animal. Deținătorii de animale, următor articol 3, au obligația de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare, asta e pentru protecția și oamenilor și animalelor, și zoo-igiena privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducția, exploatarea, protecția și bunăstarea animalelor. Dacă eu vorbesc de lege, îmi extrag propria părere. Hai să luăm, stăm cu legea pe masă. La circ, cam avem aceste cuvinte nu sunt valabile, exploatarea animalelor nu e valabil la circ. Animalele pot, ele nu vorbesc săracele, dar putea spune, să semneze undeva, domne, noi aici la circ avem o bunăstare de ne dă afară din casă. Ce să fac eu în pădure, în junglă, eu tigru? Vin aici în cusc, că unde e bunăstare? Nu cred că aceste cuvinte, aceste două, că mai sunt și altele, în primul rând, exploatarea și bunăstarea animalelor au vreo legătură cu, de fapt nu, în sensul în care au legătură directă cu ce se întâmplă la circ. Deci nu e vorba de a inventa acum un mecanism pentru o situație inedită, ci de a aplica și la colectiv. Normele alea, că tot am dat exemplu, normele acele existau legea cu protecția împotriva focului, împotriva materialului inflamabil, erau, toate acestea erau legi. Adică nu se poate, ca să sintetizăm discuția așa la mic, nu se poate aplica legea tot timpul sau aplicăm doar când ia foc. Păi din păcate se pare că o aplicăm doar când ia foc. Pentru că legislația avem, norme avem, tot ce trebuie în 99% din cazuri avem, numai că nimeni nu aplică. Articole pe care le-ați citit noastră mai devreme, din păcate, nu au sancțiuni. Dar, citiți articolul 5. Deținătorii de animale au obligația de a asigura acestora în funcție de nevoile etologice, specii, evident că una vrea găină, alta vrea tigru, rasă, sex, vârstă și categorie de producție, următoarele. Un adăpost corespunzător. Evident, cușca, întrebați, leu, el acolo și-a și cumpărat-o prin altă agenție imobiliară, era terminat. Hrană și apă suficiente, presupun că aici se bifează. Posibilitatea de mișcare suficientă. Am dat exemplu panterei. Da. De se mișca acolo și că e, Usain Bolt când la antrenamente. Deci săraca practic se întorcea atât putea. Să se întoarcă și să facă trei pași. Aceeași, ca un deținut în celulă. Cum era Papillon când făcea 20 de ani, a mers dintr-un perete în altul, 6 pași. Îngrijire și atenție, asistență medicală. Deținătorul de animale este interzis să aplice rele tratamente și cruzimi. Practic avem o lege, dacă stăm și o parcurgem, chiar îmi invit, dragi prieteni, ascultători BFM, dacă aveți timp vreodată, să treceți puțin peste această lege, să vedeți cum sună. O lege, repet, din România, care are aplicabilitate zi de zi, nu doar când ia foc. Toate lucrurile sunt specificate aici. Adică noi, de fapt, suntem cu prezenți în studio și împreună cu ascultătorii noștri pentru a, nu știu, a face o petiție în care să rugăm, haideți să aplicăm legea nu numai când ia foc, ci și mâine și săptămâna următoare, chiar dacă n-a luat foc. Da. Cam așa îmi sună mie. Exact. Am înțeles că acest spațiu de acolo, de pe șoseaua Petricani, acolo unde a avut loc incendiu, era autorizat de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a Municipiului București, așa cum orice spațiu în care stau animale ar trebui să fie. Cred că cu tot ce am văzut și dacă chiar nu am reținut, o să mai insistăm pe Facebook cu câteva poze pe care le-am făcut eu acolo în acea dimineață. Nici nu ai ca ce anume să autorizezi acel spațiu. Pentru că nu este menagerie, menageria are definiția de un loc în care sunt ținute animalele și pot fi vizitate de public, exclus acel spațiu. Circ nu e,
fermă de animale nu e, adăpost de câini fără stăpân nu e. Circ e într-un fel, dar în alt fel nu e. Bun, deci nu știu ca ce anume obiectiv, ce fel de obiectiv ar fi putut fi autorizat, întâi și întâi. A doua la mână, toate există ordinul 17 din 2010 al ANSVSA-ului care autorizează aceste lucruri și acolo există niște anexe cu niște formulare, de câteva pagini formularul, unde un inspector de la Direcția Sanitară Veterinară vine și constată și spune, da, nu, corespunde, există ventilație, există canalizare, există 7.000 de lucruri. Sau nu există. Da, nu. Acum eu nu cred că vreun angajat, un funcționar al acestei direcții ar fi putut să dea aviz pentru acel spațiu. Era un spațiu de 300 de metri pătrați pe care stăteau 5 tigri, 4 pisici, 2 porci de Guinea, 2 câini, 4 sau 3 cămile și așa mai departe. Deci și culmea 4 îngrijitori. Adică ce era acolo? Oameni. Oameni, da. De tip uman. Așa. La fel, ISU, cum bine știm, da, trebuie să dea autorizație. Niște oameni trăiau acolo, dormeau, mâncau acolo și trăiau viața. Nu mai zic de animale. Cum să fie autorizată toată infecția aia de acolo? Dar eu știu că ISU, sau din câte cunosc eu, dă autorizații chiar și în spații unde nu trăiesc oamenii. Dacă ai o șandrama undeva și nu locuie, nu doarme bunicul acolo, oricum îți trebuie autorizație de la ISU. Deci cu atât mai mult. Garda de mediu, la fel, dejecțiile, ce se întâmplă, un suc la atâtea exact. Animale. Deci dacă luăm la bani mărunți toată afacerea, o să constatăm că acolo nu se putea ține nici măcar o pisică, da, voi mai să mai locuiască și oameni, și iată că au luat foc. Pe mine ce mă deranjează cel mai tare în toată povestea asta este că acei oameni au acum dosare penale. Iar ieri l-am auzit pe fostul director la un post de televiziune când spunea, domnule, eu chiar dacă m-aș duce aici de 3 ori pe zi în control acolo, n-am de unde să știu că îngrijitorul, după ce plec eu, nu scoate din priză aparatul omologat și nu bagă în loc altceva. Ceea ce mi s-a părut de un tupeu maxim. Pentru că directorul n-a fost acolo niciodată, nici nu știa unde e locul ăla. Mi-au spus oamenii de acolo, n-a venit niciodată. N-a venit să vadă nici cum stau oamenii, nici cum stau animalele. Nici reșeul dacă e în priză. Exact. Deci de ce să dai tu vina pe oameni pe care îi ții într-o mizerie? Vreau să văd și eu, de exemplu, un act prin care circul a cumpărat niște reșouri pe care le-a dat acestor oameni să se încălzească la minus 20 de grade. În dimineața aceea, de exemplu, era minus 14. Da? Să vedem. A avut grijă de ei? Nu. Uite, în mod sigur. Actul ăla nu știu dacă există, dar vă mai zic eu în continuare într-un act care există și anume tot această lege privind protecția animalelor republicată din 2014. Nu o să citesc toată legea, dar e foarte interesant, de exemplu, și putem să discutăm puțin despre articolul 6. Fiți atenți, dragi prieteni. Alineatul 2. Zice așa. În sensul prezentei legi, prin rău tratament, se specifică mai devreme, se înțelege comportamentul brutal, asta înțelegem cu toți ce înseamnă, abuzul în utilizarea animalelor, corect, după care vine, atenție mare, supunerea animalelor la eforturi inutile. Din nou mi-e greu să cred, n-am stat de vorbă, eu mai întreb la, când merg rar la grădina zoologică, dar nu răspunde nimeni de acolo, pentru că se pare că animalele nu pot vorbi. N-am întrebat un leu, o girafă, o zebră, dacă la circ, când se ridică în două picioare, e un efort util pentru ele. Să sară, să se învârtească în aer, să se urce, să sară prin cercul, atenție, tigru prin cercul de foc. Chiar e un efort util pentru tigru? E la șansă sălbăticiei, are o utilitate, sare, da. E un hobby al său. Cum vede foc, se duce, se repede duce să sară util, în foc. Da. Așa. Drept care, în mod evident, că legea e foarte clar. Tot mereu spunem, de foarte mult, nu tot mereu, de foarte multe ori spunem, domnule, legile sunt flexibile, nu sunt clare. Din ce am citit, nu mă pricep foarte bine, că nu sunt jurist. Dar pare foarte clar ce scrie în această lege. Cookie, o paranteză, dragi prieteni, o paranteză, tot legată, firește, de emisiune. Spuneam în debutul emisiunii în comunitate la București FM pe 98.3, că până la sfârșit va fi prezentă și doamna Cristina Lapi,
manager la Sanctuarul Liberty și președinte la Asociației Milioane de Prieteni, colega mea Cristina Toma, de altfel artizana prezenței celor trei invitați în această emisiune, a realizat un scurt interviu cu doamna Lapi, pe care vă invit să-l ascultați. Doamnă Cristina Lapi, dumneavoastră aveți o vastă experiență în ceea ce privește animalele care au fost chinuite în circuri și aici mă refer la urși. Știu că mulți dintre urșii care au venit la dumneavoastră la Zărnești fuseseră ani de zile folosiți la reprezentații în arenă, la circuri sau chiar de către indivizi care dădeau cu ei tot felul de spectacole de stradă, îi țineau în lanț, nemâncați, mai mult în două picioare. Cum sunt aceste animale când ajung la dumneavoastră? Vine camionul cu ursul care a fost salvat și îl aduce la dumneavoastră la Zărnești. În primul rând, cel puțin când vine camionul cu ursul la Zărnești, ursul acela mai are o șansă să petreacă ultimii ani pe care îi are în libertate și între frații lui. Sunt câțiva urși care au venit în această condiție, dintre care unul chiar de la Circul Globus. Se numește Mura și timp de 6 ani a slujit acolo, umblând pe bicicletă, după care a refuzat să mai intre în arenă. Și din cauza asta a fost ținută nemâncată, a fost chinuită, pentru că nu mai vrea să intre în arenă și era gata să accepte și moartea. Datorită directorului de circ am reușit să o preluăm noi și dintre cei 88 de urși pe care îi avem, este singura pe care o recunoaștem imediat. Nu trebuie să se apropie ca să vedem că e ea, pentru că labele din spate sunt complet distruse, ceea ce demonstrează că un urs nu e făcut să meargă pe bicicletă. Și în epoca în care trăim, în care există Animal Planet și Național Geographic, unde se pot vedea animale în libertate, în mediul lor natural, este absolut non-educativ să ducem copiii la circ să vadă ce? Un urs pe bicicletă? Oare ăsta este rostul unui urs sau este rostul lui să trăiască în pădure? În foarte multe țări europene, circul cu animale, în special sălbatice, este interzis, considerat needucativ și considerat depășit de epoca în care trăim. Circul a fost inventat acum 5.000 de ani, înaintea erei noastre în China și după aceea în Europa la Roma. Eu cred că de atunci omenirea a evoluat și nu mai este nevoie să chinuim animalele în circ și nu e nimic de râs sau de aplaudat că un urs care are tălpile arse din cauza că așa îi învață să sară, să stea în două labe, nu cred că e nimic de aplaudat sau de râs. Se întâmplă că vin copii, avem foarte multe vizite organizate cu școlile din Brașov și din România și din străinătate și când o văd pe Mura și le povestim că Maia merge așa de rău din cauza că a fost silită să meargă pe bicicletă, copiii încep să plângă și foarte mulți dintre ei spun că nu mai vor să meargă la circ. Dar această fațetă a circului, din păcate, nu se cunoaște, pentru că sunt sigură că dacă lumea ar știi cât îndură acele animale și cât de rău sunt ținute în cuști înguste, strâmte, purtate, vorbesc de circurile itinerante, purtate dintr-un loc în altul, fără un dram de libertate, cred că lumea s-ar înjumătăți cei care ar mai merge la circ. Cât de repede reușesc să-și revină acei urși? Când a ajuns în Sanctuarul Liberty de la Zărnești, Mura avea în spatele ei 80 de hectare. Deci a fost eliberată într-un țarc unde avea piscină și copaci unde să alerge. S-a învârtit timp de 6 luni în jurul unei pietre, un bolovan mare. S-a învârtit în jurul ei, acolo mânca și nu făcea un pas mai încolo. Am încercat să mutăm bolovanul, s-a dus după bolovan și tot în jurul bolovanului s-a învârtit. Am pus chiar o pânză ca să nu mai vadă lumea, pentru că cel mai mult se învârtea când veneau vizitatori învățată ca la circ să-și facă numărul. După 6 luni, într-o bună zi, a dispărut, a coborât din locul unde era și s-a dus la piscină. Din ziua aceea a început să trăiască normal, dar are încă mișcările acelea ritmate de în urma dresajului, nu știe să mănânce fructele pădurii, cum știu alții,
aceleași uși, mănâncă mâncare, ceea ce a fost învățată să mănânce la circ. La unii le trebuiesc luni, la alții le trebuiesc ani. Am mai avut un ursuleț mic pe care Garda de Mediu, Națională de Mediu, l-a confiscat la București de la un cetățean care spunea că îl iubește foarte mult și care îl ținea cu o botniță de câine. Ursulețul era destul de mic și avea o botniță de câine. Era ars pe tălpi de dresajul de a dansa, folosit, preparat cu siguranță să danseze. Este inuman ca în ziua de astăzi să mai recurgem la astfel de practici și este complet necivilizat. Și cred că ideea de a interzice circul cu animale sălbatice este o idee foarte bună. În Franța, de exemplu, sunt foarte multe primării care au interzis ca pe raza primăriei orașului respectiv să mai vină circuri ambulante cu animale sălbatice. S-a dezvoltat circul cu acrobați, cu jonglerii, cu clown, 2 ore de spectacol, într-adevăr, unde chiar poți să te amuzi, să te distrezi, fără să fie în spatele arenei, în scenei, suferință. Pentru că nu poți să te distrezi și să ieși dintr-un spectacol de circ mulțumit când știi câtă suferință au îndurat acele animale și câte îndură pe parcursul vieții lor. București FM, BFM 98.3, în comunitate, se numește emisiunea. Gazda Răzvan Rusulean, a fost înregistrată un interviu realizat de colega mea Cristina Toma, doamna Cristina Lapi, manager Sanctuarul Liberty și președinte al Asociației Milioane de Prieteni. Cookie Bărbuceanu, în continuare, Cookie de la Fear Photon, prezent în studio. Cookie, evident, cunoaște foarte bine legea asta și nu a protecției animalelor și nu e prima oară când o vede. Cum mi s-a întâmplat mie și mi-a mai atras atenția asupra unui articol foarte important, de fapt relevant, vital, pentru întreaga noastră discuție și nu mai discuția de aici din studio, ci tot ce s-a discutat de când au luat foc animalele și înainte chiar. Articolul 6, la punctul E, spune așa: folosirea de animale pentru expoziții, spectacole, publicitate, realizare de filme și în scopuri asemănătoare, dacă aceste activități le provoacă suferințe fizice și psihice, afecțiuni sau răniri. Și îmi spunea Cookie cu umor, păi sigur că da, în momentul în care animalele sunt folosite în spectacole, în publicitate, câini, pisici cu zăpadă, pe mine nu vrează reclama aia de cade pisici și zăpada pe cap. E o reclamă. Pe mine mă enervează foarte tare aia de la nu știu ce vopsea când șterge ăla cu o pisică falsă, ce-i drept, peretele da. De da, vin. Da, un copil nu știe. Exact, un copil nu are de să-și dea seama și da. Culmea e că când am făcut o plângere anul trecut la ANSVSA, un director de acolo râdea în hohote. Eu te băi și pe nebunii ăștia de la Fear Photon, ce treabă au ei, nu se vede, mă, că e falsă. Păi da, prostule, dar vede pisica, vede copilul pisica și se apucă și el să facă la fel, așa cum au văzut copiii. Nu știu ce suc care îți dădea aripi și la o grădiniță s-au apucat să încerce să sară pe geam, să zboare ca în suc. Păi eu țin minte... La reclama de la... Deci... A fost cazul acela hai. Din care, uite că nu s-a învățat nimic din ce povestești tu, cu Mihaela de la televizor, de la desene animate de pe vremea Unora, era să zic a mea. Da. Unora. Când în genericul acelui mic filmuleț de desene animate, că era Lolec și Bolec, ce erau, nu, erau câte, da. Calimero, numai minunății. Mihaela pleca cu un balon de la etaj. Da, exact. Și a fost un caz cu un copil care a încercat să plece cu un balon de la etaj. Și în mod evident a ieșit un scandal pe bună dreptate după aceea. Mare atenție, pentru că iată, un astfel de exemplu, o râde nu știu cine, un adult cu putere mare de înțelegere, exact. Dar copiii percep altfel, cred eu. Până la urmă, sau în primul rând, cred că, și nu numai faptul că eu cred, dar în mod evident, dacă e un animal din habitatul lui natural, orice îi se întâmplă în afara acelui habitat, cred că se poate numi suferință psihică. În momentul în care luați un om, luați pe orice ființă din habitatul, din casă de la tine, gândiți-vă acum, poate sunteți în mașină sau în casă, sau vine cineva, vă ia de acolo, într-o secundă. Și vă duce în pădure și vă pun într-o cușcă. Într-o cușcă. Și vine ursul Moș Martin și sâmbătă plătește un bilet în frunze, ce, sau miere, dă, așa. În ghindă. În ghindă și vine și vă vede cu ursuleții lui mici
și bă, mai vine un alt urs care vă pune să faceți pentru un cost suplimentar, încă un borcan cu miere dat de urs, să faceți și o tumbă, ca să fie distractiv așa. Sau dacă nu faceți, vă dă o palmă sau de un urs. Bici, sau un bici, da. În mod evident. Și Cookie, de fapt, cred că asta e observația pe care am putea-o planta pe frontispiciu. Dacă ele se simt atât de bine în condițiile minunate oferite de oameni, de ce toți dresorii au biciul în mână? Iată. E retorică întrebarea asta? De ce nu merg ei frumos, fără nimic în mână, să dau o comandă tigrului, ursului, calului, elefantului și așa mai departe? El nerăbdător și... Exact, să facă de bună voie, de bucurie și că de-abia așteaptă să facă acest lucru. Eu am mai spus de câteva ori, dom'le, la ăștia care spun, dom'le, dar n-au nicio problemă că ursului sau animalelor le place să facă aceste lucruri. Bun, păi când o vedea noi pe pădure ursulețul pe trotinetă, sau pe bicicletă, și cu merg de la stupid în cap, așa, cu un tutu de la eventual pe el, atunci o vom invita să ne arate și mai de aproape în arenă. Dar până nu o să vedem chestia asta, n-are rost să-l... Eu n-am văzut, surprinzător. Da, nu știu, hai să mai căutăm, zic. Nu e o zonă acolo prin, nu știu, tigru ăla asiatic sau... care să sară prin foc acolo, habitatul bengalez. Da, nu, am auzit de un incendiu care a fost acolo și erau să moară niște tigri până când primul și-a făcut curaj și a sărit peste o barieră de asta de foc și atunci toți ceilalți l-au urmat și au scăpat. Iată că, de fapt, antrenamentul de circarilor acolo, noștri pentru asta e făcut. Că dacă ajung în vreo... Da. De iată că în incendiu nostru n-am mai reușit să facă chestia asta. Una dintre discuțiile, cumva paradoxal, dar în același timp și firesc, o discuție pornită imediat în momentul în care a început emisiunea în comunitate, care avea deja concluziile desprinse. Câtă vreme ai o lege foarte clară despre care am tot vorbit, unde se scrie negru pe alb și nu poate fi atacată, o să vă rog din nou să o parcurgeți când aveți timp, dragi prieteni, nu poți să spui că e genul acela de lege flexibilă, elastică, cu interpretări, că nu scrie bine aici, e cât și e veche, e republicată, s-a revenit asupra ei, s-a mai discutat, scrie negru pe alb, este o lege care din această țară românească, o lege ce trebuie aplicată. Că arde, că nu arde, că plouă, că nu plouă, că avem stradă zăpadă, au ba, legea asta trebuie să fie aplicată și cu asta basta. Cu asta basta de la începutul emisiunii. De fapt, noi acum, împreună cu Chi și cu invitații noștri care au mai fost pe parcursul emisiunii, am venit în sprijinul legii. Să spunem așa, știți, avem o lege, haideți, vă rog noi frumos. Aplicați-o, tocmai ca să nu mai se gândească nimeni că un care paragraf să se uite și așa mai departe, pe baza acestei legi, tocmai pentru că o avem, ea săraca e de 15 ani de zile, în 2002 a apărut. Prima, 2014, prima ultima variantă, formă, de da, fapt. Prima variantă a fost în 2002, da. Legea 205. Tocmai pentru că avem această lege, pe baza acestei legi, o putem modifica, se va modifica articolul 17, care o să ne spune și că animalele pot fi folosite în scop publicitar, asta în spectacole. Nu, articolul 17, nu... Din următorul... După următoarea pagină. Ce mare legea? Pe o carte aici. Dar interesantă. Nu e foarte mare. Animalele pot fi folosite în scop publicitar, în spectacole sau în altă manieră, dacă organizatorul asigură condiția. Acest articol se va modifica și va arăta ceva de genul... Deja proiectul există în Parlament de vreo 2 ani de zile, a fost inițiat de Remus Cernea pe vremea aceea deputat, care ne va spune că animalele în spectacole de circ și expoziții nu se vor mai folosi pe teritoriul României. Asta vorbim de Parlamentul României. În același timp, în Consiliul General al Municipiului București va intra o propunere de hotărâre a Consiliului General care va limita folosirea animalelor pe teritoriul Municipiului București. Și poate se extinde la nivel național. Cookie, câteva minute până la finalul emisiunii, mii de mulțumiri pentru faptul că ai fost prezent. Sper și sunt convins de fapt că ne vom mai întâlni și vom mai discuta despre astfel de lucruri. Se fac pași, dar urmează mulți alții. Apropo de articolul 17 și cu asta închei. Dexul, domnule, ce înseamnă cuvântul cutare? Scrie așa, sănătatea și bunăstarea animalelor nu sunt puse în pericol. Despre sănătate nu cred că e de discutat. Ce înseamnă, domnule, bunăstarea? Ia să vedem ce scrie aici. Bunăstare. Situație materială bună, prosperă. Ok, asta e pentru oameni. Prosperitate. Prosperitate. Și mai jos, bunăstare, scrie clar prosperitate. Asta e sinonimul. Deci animalele stau în prosperitate la circ,
De n-au văzut atâta prosperitate, de au și fugit din pădure toate, că n-aveau prosperitate. La circ e prosperitatea, acolo e sediu prosperității pe persoană juridică. Mii de mulțumiri, dragi prieteni, să ne scuzați dacă am avut și puseuri personale, dar nu cred că e cineva care poate spune întreaga lui viață că nu iubește deloc animalele. O zi minunată, la revedere, Cuchi. Vă mulțumesc. București FM. Știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.